ai o experiență inedită sau amuzantă, un episod memorabil care să-ți fi rămas întipărit în minte din această experiență de 7 luni în India? Ceva ce te-a... Aoleu, păi sunt multe, cum să nu fie, multe. Povestește-ne și nouă unul, suntem curioși, unul, două momente de genul. Da, prima dată când am ajuns în India, a venit mașina, ne-a luat de la aeroport, eram cu Lucian în mașină și într-un oraș numit Ahmedabad, acolo am făcut cantonamentul. Și mergând pe stradă, era ceasul 4 dimineața, 3-4 dimineața, de la aeroport spre hotel, am văzut la geam un fel de maimuță care stătea pe mașina asta de aerisire a aerului condiționat. Da. Și nu mi-am dat seama, am zis că cine știe, o maimuță de plus. Mergând în 100 de metri, iar am văzut același lucru. Până la urmă, mi-a fost un pirușie, dar l-am întrebat pe Lucian. Băi, Lucian, asta e reală sau nu e? E, împăracu, mă, dar e reală, cum să-l...